până și perii din cap. Frați și surori, nu te înspăimânta, pentru că nu există detaliu în viața mea și în viața ta pe care Domnul să nu-l ține sub control. În al doilea rând, nu te înspăimânta pentru că cei care îți pot omorî trupul nu îți pot face mai mult. Sună fatalist? Haideți să vă citesc ce spune Scriptura în Luca, capitolul 12, versetul 4 și 5. Și răsfoiți împreună cu mine. Luca 12, versetele 4 și 5. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Dragii mei, e normal să ne iubim viața. E normal să ne chircim de durere când auzim de sute de copii care mor, de mii de vărsări de sânge, e normal să te cutremuri. Dar Scriptura spune, nu te înspăimânta. Pentru că cel mai groaznic lucru pe care îl poate face războiul, criza, dezastrul și așa mai departe, este să-ți omoare trupul. După care, dacă ești a Domnului, dacă ești răscumpărat în sângele Domnului Iisus Hristos, moartea nu mai poate face nimic.